Încheie azi asigurarea ta cu Domnul. Se aud din îndepărtare tropote, zgomot de arme, fariseii, saducheii vin pe călăreți călare și aduce teroare. Ei vin cu vești de tulburare, se semene groază în cetate, dar nu vă lepădați de Domnul ca și Petru din Ioară. Rămâneți dar pe temelia sfântă, tare, care e Hristos, și n-a plecat urechea la tot ce diavolul îți pune în gând. Opriți-vă, popor de legământ, și veniți-vă în fire. Nu mai cochetați cu duhul lumii, căci vasul vostru îl va umple cu venin și fiere. Faceți-vă dar rost de vase și unde lemn de grab să adunați, căci vremea ce vă stă în față va fi o cernere, cum nu a fost și nici nu va mai fi vreodată. Încă e har și timp de pregătire, să vă căiți de-a voastre fără de legi, dar nu mai amâna pe mâine. Încheie azi asigurarea ta cu Domnul. Păstrați-vă pecetea și haina albă de mireasă, căci voi veni când nu vă așteptați, și cei ce au candela aprinsă și unde lemn în vase, de Duhul într-o clipă vor fi transformați. Dar te întreabă Duhul Sfânt, ți-ai făcut asigurarea? Legământul și botezul cu Duh Sfânt, tu, creștine, le mai ai? Nu luați cu ușurință ce Duhul Sfânt acum îți spune. Stai ca Habacuc pe turn și veghează, împlinind al Domnului cuvânt. Astăzi văd că necredința tot mai mult e îmbrățișată și mândria patrulează tot mai mult în adunare. Lepădați complet mândria și alte multe stricăciuni. Nu lăsați firească mână ca să semene neghină. Nu vă jucați cu pocăința, omiteți orice gând și șoaptă. Lăsați închisă poarta minții ca diavolul să n-aibă acces la al vostru suflet. Nu te bizui pe-a ta înțelepciune, crezând că te poți juca cu focul fără să te arzi. Tu cere sângele cel sfânt peste a ta viață și ascultă Duhul Sfânt când îți vorbește. Chiar dacă spaima, groaza e semănată în lume, tu crede și te roagă ca Dumnezeu să intervină. Pregătire, strigă Domnul, nu mai ațipiți pe cale, ridicați-vă ostași ce a scăzut pe front de luptă, căci eu vin, puțin mai este. Amen.